Să dezvoltăm așa o discuție despre evoluția ei la acest turneu final. Cum vi s-a părut? Lumea e, nu știu, pe rețelele de socializare citeam că așteptau mai multe de la ea în aceste partide. Cum vi s-a părut dumneavoastră? Păi, lumea așteaptă foarte mult de la ea pentru că nimeni nu concepe ca un jucător să aibă accidentări sau să îmbătrânească, să treacă printr-o perioadă mai dificilă, să... Deci sunt lucruri inevitabile. Orice jucător la un moment dat îi scade din viteză, din forță. A avut și o perioadă dificilă cu multe accidentări, fie că au fost la umăr, fie că au fost la genunchi. Lucru pe care puțin le cunosc, doar ea și cei care sunt în jurul ei sau cei de la echipă unde evoluează mai mult știu prin ce probleme a trecut Cristina. Și trebuie să fim corect, toată lumea s-a obișnuit, în special adversarii, ca jocul României să se învârtă în jurul lui Cristina. Și atunci fiecare echipă, când, în momentul în care va evolua contra României, va încerca să-și pună cei mai buni apărători în acea zonă. Și e clar că pentru ea este foarte dificil să poată să înscrie la fiecare aruncare. Iar în momentul în care îți mai lipsești și anumite atuuri, cum este și cazul lipsei Crinei Pintea, atunci jocul și randamentul ei este mai slab decât în alte jocuri. Dar Cristina rămâne tot timpul o jucătoare foarte bună pentru România, extraordinară și foarte periculoasă pentru adversari. Și trebuie să privim, pentru că la un moment dat, nu știu ce comentariu s-a adus în discuții, și pasele de gol pe care le da Cristina contează foarte mult, și jocul pe care îl face ea cu celelalte coechipiere, cum își pune în valoare extremele, pivoții sau celelalte jucătoare care sunt în dreapta ei, centru, interu, mai departe, pentru că de multe ori lumea nu vede decât omul care înscrie, dar nu vede omul care face culoarul sau care pune în valoare acea jucătoare să înscrie. E important, bineînțeles, să bagi mingea în poartă, cum spunem noi, dar e important ca mingea să ajungă și să-i creezi spațiu celui care merge să arunce la poartă. Am ascultat-o pe Cristina vorbind și pe durata acestui turneu final, dar și înainte a recunoscut că nu mai simte nici ea că este la același nivel ca în anii trecuți. E devreme să vorbim despre o predare de ștafetă, pentru că ea a reprezentat jucătoarea numărul 1 în handbalul feminin românesc al ultimilor mulți ani. Voiam să vă întreb, cine ar putea prelua această ștafetă de la Cristina Neagu? E o moștenire grea, adică Cristina Neagu a reușit niște lucruri impresionante pe plan intern și internațional. Mă rog, asta e o discuție mai amplă despre viitorul handbalului nostru. Cum percepeți dumneavoastră această problemă? Pentru că la rândul ei, Cristina Neagu a preluat ștafeta de la Mariei, de la Vărzaru. Ce vine din spate? Asta e o întrebare care ne dă de gândit pentru viitoarele turnee finale, pentru viitorul acestui sport de mare tradiție la noi în țară. Asta e o mare problemă, exact. Și o mare dilemă. Pentru că, bazându-ne atât de mulți ani pe Cristina și pe ceea ce poate ea să facă, poate mulți antrenori și nu ne-am uitat ce creștem în spatele ei. Am avut și avem în continuare jucătoare foarte bune. Toată lumea pomenește de Bazaliu, dar vedeți că ea nu a crescut în spatele Cristinei, nu a jucat. Poate și alegerea ei să meargă la CSM și să stea tot în umbra Cristinei și la echipa de club a contat foarte mult. Și sunt multe alte jucătoare care pot și ar fi putut să fie acum un ajutor pentru Cristina și poate un schimb de mâine. La fel, Perianu, o jucătoare pe care echipa națională s-a bazat foarte mult. Ea cred că este una dintre cele mai vechi jucătoare la echipa națională, deși este tânără, foarte tânără în sport. Dar vedeți că ea s-a retras de la națională. Puțină lume știe de ce s-a retras de la națională, dar asta este un alt capitol. Și avem la fel o jucătoare care cred că nu ar fi trebuit să lipsească din acest loc, Bianca Tiron, pentru că ea a evoluat în plus față de toate colegele ei din România. A jucat 4 meciuri în cupele europene și chiar a reușit să câștige și să-și aducă aportul la victoria extraordinară a Brăilei în fața echipei ICAS.
Da, Deci ea trebuia să fie acolo pentru că, din punctul meu de vedere, la ora actuală, ea este printre puținele jucătoare care pot să înscrie de la linia de 9 metri. Inter stânga care poate, poate marca de la 9 metri. Și cred că merita să fie acolo pentru a mai ajuta și pentru a mai lua din presiunea care se pune pe Cristina, pentru că s-a văzut, am încercat la un moment dat și un joc cu trei centri, Eliza, Cristina și Laura Popa sau Andreea Popa, cu trei centri la linia de 9 metri. Da, încercăm orice soluție să-i dăm cât mai mult timp de revenire Cristinei, pentru că continuare ne bazăm pe șuturile de afară doar din partea ei, lucru care e destul de dificil. Și de asta zic că pentru noi, eu cred că acest campionat european, și aici mă refer la antrenori, indiferent că suntem antrenori de ligă sau de junioare, eu cred că la ora actuală cea mai mare problemă este să găsim jucătoare care să înlocuiască și să vină din spate. Eu simt că este un gol destul de mare în spatele anumitor jucătoare care au dus greu la echipa națională și... Nu știu, mi-aș dori să fiu mai optimist, să văd ca la următoarea competiție din 2021 să apară și alte jucătoare care pot să ducă mai departe echipa națională la turnee finale. Dar în momentul în care Cristina se va retrage, va fi dificil ca cineva să poată să umple acest gol. Da. Dar sperăm din tot sufletul ca să apară alte jucătoare care sunt acum în campionat și care poate joacă mai puțin și sperăm ca și această responsabilitate să le ducă spre performanță și să poată juca turnee finale cu echipa națională. Corect.